vrei să te faci când vei fi mare? O întrebare care cred că ne-a fost adresată tuturor, cel puțin odată, în copilăria noastră. Vă mai amintiți ce v-ați dorit? Eu cred că mă pot considera norocoasă pentru că visul meu a devenit realitate. Și acum trăiesc o viață în care iubesc ceea ce fac. Iubesc să fiu învățătoare. Însă drumul devenirii mele nu a fost atât de simplu. Prima decizie serioasă în această direcție am luat-o la vârsta de 14 ani, când cu greu am reușit să-mi conving părinții să mă lase să mă mut din Timișoara, în Sibiu, singură, într-un oraș nou, fără familie, pentru a urma liceul pe care mi-l doream, Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna, singurul, de altfel, cu specializarea respectivă în limba germană din toată țara. Mi-au dat voie să urmez acest liceu și chiar dacă viața mea a adus foarte multe provocări pe perioada liceului, am avut și o mulțime de experiențe frumoase. Am descoperit concepte educaționale pe care le căutam, practica pedagogică care mi-a împlinit sufletul, voluntariatul. Dar, de asemenea, am descoperit și bullying-ul, nedreptatea și anumite situații care îți fac cunoștință cu realitatea crudă a vieții. În fiecare seară, la sfârșitul zilei, când vorbeam cu bunica mea, reușeam să mă reconectez cu ideea și motivul pentru care sunt acolo. Ea îmi spunea în felul următor: dai 4 ani pentru o viață împlinită. De ce ai plecat? Ca să fiu învățătoare. De ce nu renunți? De ce nu te întorci? Pentru că este ceea ce vreau să devin. Și acest discurs a devenit un soi de mantră, un soi de ritual inițiatic pe care îl foloseam de fiecare dată când mă îndoiam de mine și de fiecare dată când uitam motivul pentru care sunt acolo. În fiecare seară vorbeam cu ea și mă încuraja. Ulterior, după terminarea liceului, când în sfârșit terminasem bacul și primisem certificatul de învățător, am vrut să celebrez acest lucru. Și părinții m-au întrebat ce cadou îmi doresc. Fusesem o elevă cu minte, timp de 4 ani de zile învățasem și eram harnică în Sibiu. Care este cea mai mare bucurie? Și le-am spus că nu-mi doresc niciun cadou, pentru că cel mai mare cadou este să știu că am reușit acest lucru. Și tot ce-mi doresc să fac este să merg acasă și să o îmbrățișez pe bunica și să-i mulțumesc că mi-a fost alături. Însă nu am putut să fac acest lucru. În perioada bacului, bunica murise și familia a decis să nu-mi spună acest lucru pentru a nu mă bulversa din învățare. Nu am apucat niciodată să-i mulțumesc, însă de la ea am învățat una dintre lecțiile pe care astăzi le împărtășesc cu voi. Indiferent de domeniul pe care îl alegi, vor apărea întotdeauna provocări, situații dificile. În foarte multe dintre ele, poate vei plânge și vor curge lacrimi, dar aceste lucruri nu vor fi întotdeauna vizibile. Însă, atunci când știi ce-ți dorești, când miza ta este în sufletul tău, nu renunța. Anii au trecut și m-am hotărât să continui tot cu educația. De data aceasta a fost nevoie să negociez pentru facultate cu părinții mei. Își făceau griji că într-un sistem aș putea să nu mă descurc și să studiez 10 ani, iar apoi să constat că lucrul acesta nu îmi place. Așa că, ca să fie liniște și pace în familie, mi-au pus câteva condiții. Condiția 1, să lucrez în sistem. Condiția 2, să devin complet independentă financiar ca să înțeleg ce înseamnă să fii profesor. Condiția 3, să mai fac încă o facultate ca să am și un plan de rezervă în cazul în care nu va ieși prea bine cu educația. Și le-am făcut pe acestea. Pe toate. Aveam doar 18 ani, locuiam singură și mă întrețineam singură în Sibiu. Eram educatoare cu normă întreagă și studentă la 2 facultăți. Și mare mi-a fost mirarea să văd că adultul din mine nu se descurcă cu salariul de profesor. Nu reușeam nici măcar să-mi plătesc chiria din salariul pe care l-aveam. Și a fost momentul în care mi-am dat seama că educația este așa, ca un fel de hobby de lux pentru cei care sunt pasionați. Nu te plătește ea pe tine, ci plătești tu ca să poți să-ți permiți să fii profesor.
Mi-am mai luat un al doilea serviciu, un alt job pe lângă și am căutat să fac tot ce ține de mine ca să pot să termin școala și în același timp să mă obișnuiesc cu un sistem foarte dur despre care puține lucruri se știu dacă nu ești în interior. Ulterior, pentru că am primit o bursă de studiu și am plecat în Germania, am descoperit un sistem de învățământ diferit acolo. Însă nu era doar sistemul diferit, era și viața diferită, o viață cu mai puține griji, o viață în care nu trebuia să te chinui atât de tare ca să poți să fii profesor. Și mare a fost decizia pe care a trebuit să o iau ulterior, în momentul în care trebuia să mă hotărăsc dacă mă întorc în România sau rămân în Germania. Neștiind cum să iau această decizie, m-am consultat cu un profesor care mi-a fost și mentor în acea perioadă și mi-a spus în felul următor: depinde de ce îți dorești tu să faci în această viață. Nu există o decizie bună sau corectă, greșită. Există doar asumări și alegeri pe care le facem conștient. Dacă vei rămâne în Germania, vei avea ocazia să profesezi într-un sistem în care lucrurile funcționează oarecum bine. Vei avea ocazia să te descurci și să fie o viață poate mai liniștită. Dacă te întorci în România, vei da din nou de acel sistem dificil, dar vei putea să fii acea persoană care face o schimbare, care face lucrurile să fie altfel. Te vei putea întoarce în țara ta aducând informațiile pe care le-ai descoperit aici. Vei putea împărtăși din experiențe și vei putea influența viața a copiilor din țara ta poate mai mult decât ai face-o aici. Prin urmare, decizia ți aparține. Și am luat decizia de a mă întoarce în România, dar a fost o decizie asumată. O decizie prin care am văzut deodată acest rol ca un mod de a face lumea mai bună. Educatorul, învățătorul, profesorul, să-i spunem sub umbrela educatorului, este acea persoană care poate schimba într-adevăr societatea. Și m-am îndepărtat de această idee când m-am întors, deși la început eram extrem de entuziasmată, pentru că am dat de cultura lui nu se poate aici, e prea complicat și multe alte situații care cred că vă sună cunoscute. Am rămas doar cu dorința, cu ideea, cu sufletul și mai puțin cu acțiunea. Simțeam că oricum nu am suficient timp, trebuie să lucrez și mai trebuie să mai lucrez ca să pot să lucrez în învățământ și nu mai aveam timp să fac lucrurile la care visam. Până când, într-o dimineață, mi-am dat seama că aș putea să mă trezesc în fiecare dimineață la ora 5, să lucrez de la 5 până la 7, la planul meu cu educația, ca apoi de la 7 să merg la școală. Și am făcut lucrul acesta timp de o săptămână, am gândit și numele organizației, se numea Inițiativă în Educație. Și în acea dimineață, când m-am pregătit să plec la școală, pe scări, am alunecat, am căzut și am leșinat. Am avut foarte mare noroc că a fost cineva acolo care m-a găsit și m-a adus repede la spital. Când mi-am revenit, doctorii m-au întrebat cum mă numesc. Le-am spus Andrada, dar nu știam mai mult. M-au întrebat câți ani am. Știam la un moment dat ce făcusem la 18 ani, la 19, la 20, dar nu mi-aminteam cum mi-am trăit ultimii ani de viață. Intrasem atât de mult într-o rutină a acțiunilor că nu mai puteam să mă bucur cu adevărat de ea. Nu mai știam absolut nimic despre mine. Le spuneam doctorilor că trebuie să merg la școală. Era o propoziție pe care o repetam obsesiv. Trebuie să ajung la școală. Iar doctorii mi-au spus: stai liniștită, îți dăm motivare. Eu nu și nu și nu, dar nu puteam să explic. Până când, deodată, mi-am adus aminte că în acea dimineață mă trezisem la ora 5 cu gândul de a construi ideea organizației. Și a fost un moment în care parcă m-am întors la mine, dar m-am întors la mine cu totul, la toate ideile mele, la toate dorințele pe care le aveam, la visul pe care îl simțeam atât de profund și am simțit că am din nou o șansă la viață. Mi-am pus întrebarea: dacă viața ta s-ar termina în acest moment, ai făcut cu adevărat tot ce ține de tine pentru sistemul educațional? Și răspunsul a fost nu, dar știu ce am de făcut. Așa că m-am ridicat și le-am spus: lăsați-mă să plec, știu ce am de făcut. Și m-au trimis la psihiatrie.
Din fericire a fost totul în regulă. Dar aceea a fost ziua în care am simțit că m-am născut din nou. Și a fost ziua în care misiunea pe care mi-o asumasem atunci în Germania era cu adevărat trăită. Mi-am propus ca timp de 10 ani de zile, 10 ani din viața mea, să fac tot ce pot și tot ce ține de mine pentru a contribui la schimbarea sistemului educațional. Poate nu schimbare, dar transformare, îndulcire, îmbunătățire. Așa a fost și momentul în care a apărut organizația Inițiativă în Educație și sunt foarte recunoscătoare pentru toate proiectele, acțiunile și activitățile pe care le-a desfășurat în acest timp. Poate vă întrebați câți ani au trecut și câți mai am din acest plan? Au trecut 8, am mai rămas 2 ani. Dar în acești 8 ani au fost peste 380 de evenimente, peste 100 de evenimente de formare pentru profesori, de susținerea dascălilor, primele lucruri pe care le-am făcut în Timișoara pentru susținerea profesorilor, festivaluri de educație, cursuri, ateliere, intervenții în comunitate, o mulțime. Toate aceste lucruri nu le-am făcut singură. Le-am făcut împreună, pentru că am mai găsit și alți oameni care cred în puterea educației, care își doresc să facă schimbări și lucruri diferite. Și ce m-a surprins este că de cele mai multe ori, acele persoane care își doresc lucrurile astea, cred că nu pot, că sunt prea mici, prea nesemnificative aceste visuri pentru a le urma, că sunt singuri și de multe ori neînțeleși. Și să știți că în școală există foarte multă suferință, pentru că cei care își pun cu adevărat inima și sufletul pe tavă și vin deschiși către educație, sunt și cei care sunt cel mai ușor de rănit. Și exact acești oameni se întreabă de foarte multe ori, merită? Merită pe ceea ce fac? Merită toată suferința, tot chinul, toată lupta? Și răspunsul este da, merită. Merită pentru fiecare elev. Merită pentru fiecare copil pe care îl avem în fața noastră. Am fost norocoasă și pentru că am avut o mulțime de profesori care m-au inspirat, care m-au ajutat, care mi-au fost alături. Vă povesteam despre profesorul mentor înainte. Am avut și profesori care, atunci când am făcut greșeli, și unele dintre ele chiar urâte, m-au chemat într-o discuție separată și mi-au spus: ceea ce ai făcut tu a fost rău, dar tu nu ești rea. Este o diferență. Mi-au dat încredere și curaj și au văzut mulți dintre ei binele în mine. Vi s-a întâmplat să aveți un astfel de profesor? Și vă rog să faceți un semn și să ridicați mâna dacă în viața voastră ați avut un profesor care v-a încurajat, care v-a stimulat, care v-a provocat, căruia ați vrea să-i mulțumiți, care v-a fost alături. Mulțumesc! Aș vrea să vă invit să ridicați mâna dacă ați avut 3 astfel de profesori în viața voastră, 3 astfel de oameni. Mulțumesc! Și acum vă invit să ridicați mâna dacă ați avut 5 și peste, mai mult de 5, de astfel de dascăl și să priviți în jur. Câte mâini se mai ridică acum? Vedeți, dragi profesori, de aceea merită. Merită să fim acolo în sală pentru ca mâinile care se ridică la TEDx-ul din anul următor să fie mai mult de jumătate. Merită pentru fiecare elev care are șansa de a fi văzut și încurajat pe drumul său. De aceea merită. În toate activitățile pe care le-am desfășurat, am simțit foarte puternic că împreună putem să facem lucrurile diferit. Și cred că în poveștile pe care vi le-am spus astăzi, indiferent de rolul pe care îl aveți, fiecare dintre dumneavoastră are impact. Poate sunteți bunica care susține și care ajută un prieten, un om drag sau un copil să-și îndeplinească visul. Poate sunteți profesorul care este alături. Poate sunteți colegul care dă curaj și încredere altui coleg. Însă nu vă îndoiți niciodată de puterea voastră interioară și de ceea ce sunteți capabili. Pentru că atunci când suntem aliniați cu misiunea noastră, atunci când ceea ce facem vine din interiorul nostru într-un mod autentic și într-un mod cu adevărat dintr-o dorință de a contribui, vom avea impact
Și avem cu siguranță cu toți impact, fie că suntem profesori, fie că nu. Îmi doresc foarte mult să trăim într-o astfel de lume în care educația este prețuită și în care educația este văzută cu adevărat ca cel mai puternic instrument de a transforma lumea într-un loc mai bun. Mulțumesc!